După ce ieșiți de pe ușă, de bine, după ce predați foaia, ați ieșit din ușă, pe ușa clasei, atunci vă amintiți cum trebuie rezolvată problema. Am dreptate? Creierul are picioare. E o filozofie întreagă pe care o putem discuta, care trebuie să o avem în vedere atunci când propunem lucruri așa din drăznețe. Dar în mod sigur creierul are picioare. Nu sunt sigur dacă are fund. Adică nu știu exact legătura dintre picioare și, în fapt, nu știu anatomia exactă a creierului. Dar în mod sigur fumează. Pentru că la un moment dat sunt unii persoane așa înfumurate. Dar ele nu fumează. Dar de ce sunt fumurate? Pentru că creierul lor fumează. Da, șoferii de camion sunt cei mai mari filozofi ai lumii. Aristocrate au fost șoferi de camion. El conducea în Grecia antică. Făcea trasei la Pompei, care e în Roma, dar nu contează. Pentru că el era șofer în Grecia antică. Era și prieten de pahar cu Hercules. Povesteau amândoi cum, știi, i-o tăiat capul hidrei și apoi pluc, o crescut două, o mai tăiat unul, pluc, a ajuns la trei, pua, frate, și a ajuns să aibă deja la 247 de capete. Zic, bă, dar de unde pula mea mă crești atâta, așa că, pac, tăia și tăia și tăia și tăia, băi, și nu se întâmpla nimic, așa că ce s-o gândit? Bă, mă duc acasă. Și așa a fost în frânte. Am uitat cum despre ce vorbeam. Asta conduce. Asta e reclamă la berii, la. Încă nu știu. E berii oare? Pentru că vreau și eu, că arată super. Dar nu văd că e întuneric. Pare o femeie care înoată. Așa că nu știu dacă e perii sau biscuiți. Dar dacă ar fi reclamă la biscuiți, ar fi femeia în apă. Pentru că nimănui nu-i plac biscuiții moi, știi, erau plăh. Dar dacă nu sunt lapte. Aia e bun, chiar și dacă e biscuiți de ce? Cu ciocolată. Sunt extraordinar, mai ales cu lapte, așa, un lapte cald. Sau laptele cu ciocolată și biscuiți. Merge, merge. Nu pot să neg. Ceea ce pot nega e faptul că, de fapt, nici nu știu cum. Bă, cine era, exact. Stai așa, cum se numea aia, lapte cu orez? Da. Nu știu cine poate mânca așa ceva, e scârbos. Se pare că Dex mănâncă așa ceva. E scârbos. Cineva, am auzit, lapte cu castravete. Da, nu ca milkshake sau cremă de fată, nu. Pur și simplu, un bol cu lapte în care erau felii de castraveți. Am luat șlaptele cu mămăligă. Băi, ce bun e ăla. Da, mămăligă așa de pe ceaun, care e făcut pe plite, știți? Are un gust foarte bun, mămăliga făcută plit la țară. Are o aromă mai specifică așa de afumătură, de ars. Dar nu ars. În genul rău, afs în genul bun. Adică nu afs în genul, băi, m-am afs la coaie în timp ce vreau să strâng țigara pe scrot. Afs, bun, mă refer la genul ăla când simți țigara de limba colegului tău de apartament, știi? Mirosul la care, oh, da. Și era luat amendă, frate. Ba, piciorul în cea Anglii. Vreau acasă. I'm coming home, coming home. Așa. Bine, casa mea practic ar fi în Hamburg. Cred. Sau Nuremberg. Undeva pe lângă Hitler, pe acolo. Dacă Hitler nu era în Berlin. Sau era în Berlin? Dar dacă era în Berlin, era pentru curvi.
Da, lui Hitler îi plăceau mult tărfele. Cuțițe mici, cuțițe mari, fără țâțe. Și la alea fără țâțe mă refer la copii evrei. Lui Adolf îi plăceau copilașii. Mai ales a evrei. Doamne, ce îi plăcea așa să-i radă în cap. Și apoi să-i mângâi pichelia lor. Stai așa că eu am, cred că am greșit drumul. A, nu. Am luat-o eu strâmb. O, nu pleacă feribotul fără mine. Așa. Să pornim beaconurile. The beacons. Beacon, 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 beacon. A. Feribotul. A, nu sunt 16 ore, 16 ore jumate și mă costă 1200 de euro. Bă, uite, uite un iepure, frate. Eu încă n-am văzut iepuri, încă mă aștept să văd iepurile la care sar pe stradă. Din brutal environment. N-am auzit ce ai spus, frate. Poate, băi, azi când mergeam prin Alexandru, erau doi ăștia porumbei călcați în mașină. Unul lângă altul. Unul lângă altul, dar totuși la o distanță mare. Frate, parcă era o operă de art, așa, să vezi cum natura e strivită de umanitate. Mulțumesc. Vezi? Deși am căști, îmi deranjează urechile foarte mult. Mă pare că s-a audit la parter. Ok, ora 16, încă avem farul aprinse, precum și mulți alții care conduc. Încă nu înțeleg de ce. Poate pentru că schior și nu văd gropile sau ceva de genul, da. Deocamdată suntem în Europa, nu în România. Wow, tocmai am făcut o chestie periculoasă care nu trebuie să fac. Și nu mi-am intrat fără smas, sigur. Uite, trece pe lângă Amsterdam. Ar trebui să văd dacă n-au niște prăjituri de la mai speciale cu Maria și servite de Ioana. If you know what I mean. Yeah, Rasta man, ganja. Cum era aia cu Rasta Shark? Sau? Reggae Shark. A, Reggae Shark. Reggae Shark. Reggae Shark. Da? Tocmai ce m-am izbit. Mi-aminteam de Reggae Shark. Poveste interesantă. Un drogat a fost blestemat de o anemonă sau ceva de genul. Și a fost asumat într-un rechin. Într-un rechin reghe. Care, el nu vrea să ucide, el vrea doar să fumeze. Și e foarte greu să fumezi sub apă. Mă ales că știi că ți se udă iarba și trebuie să o suci, na, că altfel nu ia foc. Și a încercat să ia suprafață. Se întrebi marinari dacă au un foc, frate. Dar toți fugeau, nu știu de ce. Rasiști, dracu. Cred că știau că drogatul ăla era român. Pe text o sună telefonul și a fost amabil să plece din cameră cât vorbește la telefon. Reggae Shark. Pă, 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 pă. Da, am luat o amendă. Okay, mai avem încă 14 ore de vorbit. De fapt, de condus. Da, deci ar trebui să ajungem mulți miercuri pe la ora 9, dar cel mai probabil să ajungem pe la ora 6. Pentru că o să... De ce s albastru?
că nu înțeleg ce albastru, dar sau lumina care se reflectă în vopseat sau ceva genul, probabil. Asta e partea bună când conduci în Europa, ai nevoie doar o singură oglindă. Aș fi putut ști să-mi schimb undeva la un service, volanul pe stânga pe dreapta, dar mi-ar fi costat undeva la vreo 50.000 de euro. Și nu ar fi fost rentabil. De aceea, oricum, mi-am place să trăiesc așa periculos. Și o semnalizăm frumos. Pentru că na, camioanele sunt limitate la 90 km peste tot în lume și e ilegal să scoți limitatorul, ceea ce eu am făcut. Dar eu știu asta și voi știți asta, deci dacă poliția vine după mine, în mod sigur, eu nu am fost cel care m-a dat de gol, deci o să vin după voi. Și o să vă desfig pieptul în două, să scot inima. O să o coc la cuptor cu o garnitură de cartof natur. Și o să o mănânc în fața voastră. Bine, voi să fiți morți pe atunci. Dar intenția contează. Știți? Și apoi, după ce termin, o să vă violez corpul rece. Bine, poate îl pun mai întâi vreo 20 de secunde pe microunde, știi, ca să încălzească o leacă. Mă nu-i place o găoază rece. Și un sfat important vă dau acum. Nu urcați, când faceți autostopul, nu urcați în camioane. Camionagii sunt periculoși. Vor să vă violeze în găoază. De-aia au scaunele încălzite, știi? Când vă puneți să aveți găoaza mai caldă. Pentru că dacă e rece, se micșorează pula. E cam rău. Și pentru ei, și pentru voi, știți? Adică, dacă tot o fac, măcar să fiți satisfăcuți, știți? Simțiți să vă puteți lăuda, să postați pe Facebook. Tocmai a fost violat anal de Gheorghe. Gheorghe Camionagiu. Da, și apoi de alte 40 persoane să vă dea like și o spun, a, și eu. Și apoi să fie ceva gen, băi, ai văzut ce tatuaj, băi, da, avea un tatuaj fain așa sub coaie. A, da, când și l-a făcut, că acum 3 zile n-l avea. Nu știu, mi-am ales și o să filmez la un traseu a naibii de lung și de obositor. Dar cred că asta e partea interesantă. Că puteți observa cum oboseala se transformă în demență. O chestie incredibilă. Ok, mergeți pe Duisburg. Ok, vine cineva. Nu știu, ăsta încetinește pentru mine? Oh, da, ce amabil ești. Și am ajuns pe un drum național. Vă spun că e echivalentul unui drum național. DN. Și că deși urăsc genul ăsta de drumuri, n-am de ales, dar n-ai mai... E mai bine. E mai bine când ești în țara ta. Pentru că na, Europa e țara mea. Anglia nu e țara mea pentru că nu e parte din Europa. Deci nu e parte din Europa? Pentru că e în mijlocul oceanului. Cum poți fi parte din ceva pe care nu-l atingi? Nu? Și în continuare se aude zumzetul ăsta din camion, încă nu știu exact din ce cauze se întâmplă, dar... Măcar bine că nu durează mult. Mai avem doar 743 de kilometri
Până în Praga. Ai floare la urechi. Partea bună e că nu o să trebuiască să dormim până atunci. Deși aș putea să o fac ca să scap de noapte și să conduc ziua. Dar spre dimineață, pentru că noi ne-am apucat, am ajuns deja după amiază pe la ora 6, acum e ora 8. Trec cu 4 ore. Ok, să o fac asta așa mai rapid. Am unul lăsat de Steam care îl cheamă Jihadul Muritorilor. Evident, el nu știe ce înseamnă jihad. Dar, na. Jihad din noțiunea de război sfânt. Pe care o folosesc arabii. Că mai degrabă mai musulmani au noțiune de jihad, război sfânt. Allah mi-e hrana de dăzai. Ta ta ta. Îmi plac punctele astea roșii de pe marginea drumului, să așa hipnotice, să le privești. Cum se îndepărtează. Cum se mișcă. Cu timp ești mai repede, se mișcă mai încet. E un fenomen optic super. Știi? Adică e ca și cum eu mă mișc, dar în timp mă mișc atât de repede încât ele stau pe loc. Ați observat? E o mișcare paralelă la bază cu triunghiul hexagonal. Mișto că e noapte. Dar încă sunt umbre. Cerul arată grozav. Nu. Oh, fuck, ce era să intru. De-aia trebuie să am farurile aprins. Da? Pornim beaconul din nou. Pleacă de la 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 la. Disco party. Da. Păi nici nu mi-am dat seama că am intrat iarăși pe autostradă. Bine, acum cine știe pentru cât timp. Uite, vedeți, deja am scăzut o oră și jumătate de mașina de poliție. Aia mi se pare că era mașina de poliție românească. După ce văd. Sau oricum era asemănătoare. Tot așa, albă. Și poliția a scris pe în spate. Bine, ar fi mișto dacă ar face ceva totuși. Știți ca în Eighteen Wheels of Steel sau Half-Track, jocul de camionagii americani, când chiar stă mașina de poliție la pândă cu rada română și te prinde și apoi începe urmărire, apoi tragi pe dreapta, îți dă amendă și tot așa e. Era oricum mai interesant jocul ăla pentru că nu aveai, adică aveai. N-aveai un GPS, aveai o haftă. Și trebuia să alegi tu rutele pe care mergi și nu știa exact unde te afli pe haftă. Bine, puteai să-ți cumperi un radar, da. Sau ceva, un GPS, da, un GPS mai arhaic. Și trebuia să alegi tu traseele, trebuia să alegi pe unde să o iei, cât combustibil mai ai, pe unde sunt stații pentru cântare, dacă ai sau nu tonaj prea mare. Dacă ai prea mare, se socolești, cât ți-a socolești, câte ore, dacă întârzi sau nu, așa că ce merita, știi, să iei amende pentru tonaj ridicat sau îți cadă din bani pentru că ai întârziat. Era interesant. Bine, nu că Eurotrack nu ar fi. Pe parcă discoteca aici cu beaconurile astea pe aici.
Piu, pu, 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 pu,